Bună draga mea, sunt Luna Ala. Dacă te-ai născut pe 10 decembrie, ești puțin pe acasă. Îți place activitatea și te străduiești undeva tot timpul, căutând constant noi modalității de a-ți aplica forța și de a aduce la viață numeroasele tale planuri și idei. Faci totul atât de repede încât alții pur și simplu nu au timp pentru tine înzestrat-o cu o natură nerăbdătoare, impulsivă, acționezi mai întâi și abia apoi gândești, trăindu-ți viața la extremă încordare, iubești fiecare moment de trăit, încerci să-ți controlezi sentimentele și să urmezi viața cu o încredere fermă în propria ta semnificație. Dacă atragi atenția, atunci o faci doar pentru a-ți transmite mai bine ideile tale către lume. Uimire, mândrie, aroganță, egoism, aceste nu valori par a fi necunoscute pentru tine. Cea mai mare dorință a ta este să servești, să fii utilă pentru întreaga umanitate. Cu toate acestea, alții înțeleg foarte rar profunzimea emoțiilor trăite de tine, care de cele mai multe ori le păstrezi secrete și le dezvălui rar cuiva. Semnul tău zodiacal aparține constelației săgetător. Semnul zodiacal săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, onestitate, lipsă de tact, inconstanță, ești energică, iubești natura, ai o sete mare de independență spirituală, viața ta este afectată de maestosul și spiritualul Jupiter, această planetă ți oferă noroc și bunătate, energie și generozitate, dar nu fără gropi aici, sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate, o tendință de a-ți asuma riscuri, generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă, iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan, conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot duce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase. Ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită, evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți. Iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern, generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter patronul tău ceresc, îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială, dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atât de multe trăsături izbitoare intră în conflict, formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, Fiind o persoană maestuoasă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminueze motivația. Trebuie să dai frâu liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi din ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să-ți controlezi acțiunile și consecințele lor. Deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, Adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter. De la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine. Interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru percepția numai a informațiilor care sunt în concordanță cu convingerile tale, precum și pentru ta de obiectivitate. Ești foarte activă, principiul tău este mișcarea, te grăbești constant undeva, mergând de la ceva, de multe ori îți pierzi obiectivele pe parcurs, dar aceste lucruri nu te împiedică să înaintezi persistent, doar obiectivele se schimbă periodic, ești impulsivă, de aceea întâi faci și apoi gândești, ai greșit ceva, nu contează, va exista o altă șansă, o nouă cotitură pe calea vieții. Ești optimistă. Nu ești predispusă la săpături în sine, la flagelare de sine. În cele mai multe cazuri, ești încrezătoare în drepturile tale. De fapt, cel mai mare cadou din partea soartei poate fi franchețea ta, deoarece simbolizează cel mai mare grad de încredere. Credința este un subiect important în viața ta. Devotată Servește doar idealurile cele mai înalte și întruchipesc cele mai bune calități ale unei persoane. Cu toate acestea, foarte des manifest un mare interes pentru obiecte și lucruri neinsuflețite, pentru că înțelegi un lucru deosebit de important, carnea și sângele nu servesc întotdeauna cele mai înalte idealuri morale. Natura te fascinează în general, fie că este vorba despre animale, Plante sau pur și simplu frumusețea naturii, dacă ești profund interesată de filozofie, vei reflecta adesea asupra faptului de a fi, îți îndrepți credința asupra lui Dumnezeu, a naturii, a universului, dar principalul lucru este că, în mod necesar, te orientezi spiritual către un anumit scop, adesea impresionezi pe oamenii din această lume, se pare că treci peste obișnuit. Prin urmare, îți poate fi dificil să-ți găsești locul în societate și nu este ușor să găsești un suflet pereche cu care să poți împărtăși idealismul tău. Dacă reușești să găsești o astfel de persoană, ea devine promisiune pentru tine un fel de gardian, patron, sprijin în viață. Adesea, momentele cele mai bune vin dintr-un colectiv de muncă atunci când este condus de tine. Ca și lider ești perfect conștientă de nevoile subordonaților și poți sta deasupra conflictelor provocate de aceștia. Ești un părinte bun, grijuliu, interesant, dar numai cu condiția ca partenerul tău de viață să fie gata să împărtășească sarcina responsabilităților parentale cu tine. Din păcate, datorită susceptibilității crescute, ești supusă stresului și, prin urmare, ispita puterii ți este adesea fatală. Totuși, în prezența unui mediu favorabil, viața ta se dezvoltă destul de frumos și cu succes. Tu însă îți combini valori morale înalte, devotament și dăruire, ai o determinare extraordinară, fiecare dintre acțiunile tale vor fi cântărite și luate în considerare pentru a nu te îndepărta de calea dorită, persistentă și interesată, te îndrepți spre țelurile tale. Provocând o încântare autentică printre cei din jurul său și cei dragi, tu știi cu adevărat valoarea cuvintelor tale și nu le vei arunca fără folos. Dacă ai făcut o promisiune, o vei păstra cu sfințenie. În viață, dacă ești încrezătoare în dreptatea ta, atunci este aproape imposibil să te facă cineva să te răzgândești. Aroganța, egoismul, ipocrizia și viclenia nu-ți sunt cunoscute. Iar dacă întâlnești pe cineva care le manifestă, pur și simplu ignori sau spulberi, tu simți cu adevărat linia dintre bine și rău și ești ghidat în viață și în muncă doar de idealuri înalte, da impresia de detașare de viața reală, dar în practică faci o treabă excelentă în rezolvarea problemelor de zi cu zi, datorită unei organizări spirituale atât de fine, cauți multă timp societatea și îți alegi cu grijă partenerul de viață, Gata să-ți împărtășească visele și idealurile. Într-o relație, ești gata să devii un sprijin puternic pentru sufletul ales de tine. Încă de la o vârstă fragedă, ai în tine insuflat un sentiment de frumusețe și dragoste pentru natură, faci față perfect responsabilităților părintești și devii nu numai părinte interesant, ci și prieten cu copiii tăi. Nu-ți place atenția excesivă asupra persoanei tale și dacă încerci să o atragi, atunci trebuie să existe un motiv foarte bun pentru acest lucru. Ai o personalitate puternică și încrezătoare, cu un potențial pronunțat de conducere. Atunci când o poziție de conducere ți este acordată, în cele mai multe cazuri, apare un aliaș perfect între companie și echipă. Un astfel de lider face compromisuri? ține cont de nevoile colegilor, rezolvă cu ușurință situațiile de conflict și conduce cu încredere compania înainte. Munca pentru binele cauzei comune ți aduce plăcere și te motivează să continui. Ar trebui să fii conștientă că deși în exterior ești de nezdruncinat, ești foarte vulnerabilă și susceptibilă în suflet, așa că munca grea și o serie de eșecuri temporare te pot conduce în depresie. În lipsa stresului, Viața ta este plină de culori strălucitoare și de optimism, starea de depresie și o defecțiune psihică sunt însoțitori pe termen scurt în viața ta. Un mare plus de caracter este capacitatea de a te concentra asupra pozitivului și de a te bucura nu numai de lucruri unice, ci și de cele mai obișnuite și mărunte. Adevărata admirație pentru tine este ca ai în vedere frumusețile naturii, liniștea și armonia care te fascinează. Adesea ieși din lume pentru a fi singură cu tine însăți. Acest lucru se datorează dorinței de a-ți controla în permanență sentimentele și emoțiile, pentru că ți este teamă că ceilalți nu-ți vor înțelege profunzime și rănirea. Sinceritatea este cel mai prețios lucru pe care îl poți tu oferi omenirii în ansamblu. Atunci când ești blocată în sine, este necesar să menții contactul cu ceilalți deși nu recunoști, dar chiar ai nevoie. Dragoste și compatibilitate. Într-o relație romantică ești pasională și inventivă, dar ai tendința să te îndrăgostești nu de o persoană reală, ci de ideea ta de dragoste. Nu tolerezi plictisala și pentru a nu te pierde, partenerul trebuie să găsească modalității de a-ți menține interesul pentru o alianță permanentă. Lei și Berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine? Dacă Uniunea are loc în aninte de vârsta de 28 de ani, vei putea coexista în condiții egale, fără a vă suprima libertatea reciprocă. În astfel de Uniune nu există loc pentru gelozie, împreună veți forma un tandem puternic, inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător. El va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi completa libertate pentru că o cere și el, și cel mai important, îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal, pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine, și de preferată la a doua căsătorie. Cu pești și Fecioara îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr o relație. Scorpionului este greu să te înțeleagă din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate. Balanța și Capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură, astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste, opțiunea ideală este Vărsătorul. Dar este bine să-l păstrezi în zona de iubit. Sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsei lui de chipzuință, cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Rară ori poți fi văzută ca un cartofier pe canata. Ești activă și deschisă. Îți place să călătorești? Preferi să petreci timpul liber la petreceri cu oameni interesanți care iubesc viața? Ești mereu concentrată undeva, străduindu-te pentru ceva, chiar și în timpul unei petreceri? Îți este greu să stai liniștită? Ai tendința să schimbi locul de muncă, partenerul dacă acesta nu ți răspunde, să extinzi cercul de prieteni? Ești impulsivă, nerăbdătoare? Munca nu este pentru tine. Ești un aventurier prin natura ta. Te poți ocupa de proiecte riscante. Ești decisivă? Nu ești înclinată să gândești mult timp înainte de orice acțiune. Ești ferm convinsă de propria ta semnificație în viață. Dar alții ar putea gândi altfel. La locul de muncă, ar trebui să obții autoritate prin fapte, nu prin cuvinte. Acțiunile impulsive? Aventurile și intrigile din spatele scenei nu sunt cel mai corect și simplu mod de a urca scara carierei. În aceste domeniu poți greși grav, dacă nu chiar fatal. Sănătate și boli. Pentru tine este periculoasă ascunderea emoțiilor. Suprimarea acestor aduce la tulburări psihologice. Închiderea de sine nu este o opțiune, chiar dacă ritmul obișnuit de mișcare a fost încălcat. Trebuie să ai grijă să nu te îngropi emoțional. Este util pentru tine să ții deschise porțile care te leagă cu lumea exterioară. Dacă devii prea închisă de sine, problemele unei tulburări mentale sunt inevitabile. Un cerc mic de prieteni apropiați este absolut necesar. Un alt dinamic al tău este dependența socială. Nu ar trebui să stai singură fără urmă de a crea confort. Pentru tine, Calea către stresul psihologic este imaginea unui partenerului tău. Pe de altă parte, nu ar trebui să depinzi excesiv de ceilalți. Indiferent de cât de multă te ajută ceilalți, ai o nevoie indestructibilă de a te dedica în întregime creșterii copiilor, gătitului, îmbunătățirii casei. Pentru tine, astfel de sarcini sunt foarte favorabile. Mesele comune, o dietă sănătoasă, toate acestea sunt importante pentru o orientare pozitivă asupra vieții, exercițiul fizic este recomandat doar ușor, plimbări în aer curat, grădinărit, este frumos să cauți oportunitatea de a trăi în afara orașului, destinul și norocul, universul ți-a dăruit o natură curajoasă, cu voință puternică, persistentă, tu nu cedezi la influența celorlalți, ai propriile valori? propria ta perspectivă asupra vieții. Dacă ești sigură că ai dreptate, atunci nu-ți vei schimba decizia. Mergi la obiectivele care sunt conturate, mergi cu încăpățânare, realizând ceea ce dorești. Personajul tău este decisiv, ferm, ești talentată, deșteaptă, te poți dovedi în orice domeniu, obții întotdeauna faimă și reverență din partea oricui. Sfaturi pentru tine Suferi de un conflict de interese intern, nu-ți fie teamă să faci opriri pe parcursul reevaluării valorilor și să acorzi prioritate altora, rezistă tentației de a te distanța de lume, menține legătura cu ceilalți, crede în oameni la fel cum crezi în Dumnezeu și în natură, nu-ți fie teamă de ostilitate, încearcă să te faci auzită dacă este necesar.